Dinamo a făcut un transfer, am citit. Ajungem și la Dinamo, să încercăm să luăm legătura cu Cătălin Alexandru, dacă avem, când avem legătura. Scouter a semnat, nu? Dacă nu mă înșel, nu? Era, scuze? Acel domn este scouter, nu? Da, domnul Glăvan, da, a fost anunțat pe pagina oficială. Bine, oricum lucra din... Lucra, astăzi a fost oficializat, într-adevăr. A apărut acest nume, nu știu, da, de nicăieri, că mă întrebai înainte să intrăm în direct, Denis Politic, jucător român plecat, îl știm, s-a scris despre el, lingile inferioare de prin Anglia, și apoi a ajuns la Cremoneze, în Serie A, împrumutat. Dar el a jucat acolo la Cremoneze, nu? A fost împrumutat, n-a jucat, n-a apucat să joace. N-avem încă legătura cu Cătălin Alexandru, n-am dat de el în momentul ăsta. Până în momentul ăsta încerc să văd aici de... A, nu știu, e doar un zvon, nu știu să fie... Bine, dar înainte de toate... A jucat pentru Under 17, la Naționala României. Înainte de toate, cei de la Dinamo trebuie să plătească. Sau bine, să, și să se stingă deblocheze. Acel litigiu. Da, e complicat. La Dinamo e complicat. Uite, înțeleg că se apropie de cantonament, Cătălin. Sper să-l prindem până închidem emisiunea. Dacă nu asta e, revenim mâine cu el. A jucat, hai să vedem ce a făcut. A jucat la Port Vale, deci l-au împrumutat la Port Vale în Liga A. Câte? Port? Cred că Liga A 4-a, ce e? Nu știu. Liga a 3-a din Anglia. A jucat jumate din meciul. Liga a 3-a din Anglia. Interesant. Am citit mult de băiatul ăsta acum vreo câțiva ani. Făcea senzație. Are 23 de ani. A jucat la Naționala Under 17 a României și jumătate din meciul a început ca titular. 4 goluri a dat și o pasă de gol în 4 prezențe. A jucat pe final, înțeleg aici, la Port Vale. Da, ce să zic, altceva. Nu pot apărea decât nume. Înțeleg că a spus domnul Burca, a confirmat că sunt discuții cu mai mulți jucători și nu doar discuții, sunt păstrați cumva în stand-by niște jucători ca să semneze. Dar ce jucători? Adică sunt totuși niște jucători pe care... Nu-i vrea altcineva sau care în momentul ăsta speră să joace pentru Dinamo, nu? Tu cum o vezi? Nu știu. Până nu vedem lista sau până nu vedem acești jucători, n-avem cum să ne dăm cu părerea. Că așa se vorbește. SF-uri avem. Ștefan Radu, așteptăm un răspuns de la Ștefan Radu. Mi se pare... Un răspuns pentru ce? Să joace? Să mai joace un sezon aici. Da. La Dinamo? Da. Mi se pare SF, sunt imagini din cantonamentul lui Dinamo. Mai bine te-ar ajuta Alexandru. Ștefan Radu. Mulțumim mult. Mai bine te-ar ajuta Ștefan Radu cu niște jucători care nu joacă. Să-ți aducă de la Lazio niște exact, jucători. Exact, să-ți aducă niște jucători. Împrumut. Exact, niște jucători care nu prind acolo și cei de la echipa. Înțeleg că a doua are pe masă oferta de a deveni manager la director la Lazio, de la domnul Lotito, ceea ce mi se pare senzațional, adică pentru el e în vacanță. Acum a spus Ovidiu Burcă, e în vacanță Ștefan Radu, așteptăm de la el un semn. Cine știe, poate își mai dorește să joace un an. Poate sufletul lui, poate mesajele pe care le-a primit de la suporteri, că știi cum e, mai sunt care oameni care iau decizia și pe baze sentimentale. Și pe, corect. Na, să vină în țară. Mi-e greu să cred, sincer, nu dau mari șanse acestei posibilități, dar până la urmă nu știi niciodată ce se poate întâmpla. O să-l avem oricum, în curând pe Cătălin. Oricum, una peste alta trebuie neapărat Dinamo pentru a face achiziții, trebuie să se deblocheze, exact. Și trebuie să plătească. A spus domnul Zăvăleanu că trebuie să plătească și că în momentul de față acționarii nu plătesc. Că și asta a supărat suporterii, ieșirea domnului Zăvăleanu. Domnul Zăvăleanu spune lucrurilor pe nume, dar nu știu dacă a fost considerat ca un atac la noi acționari. Am apărut. O speculez eu, uite, îmi permis să spun că o speculez eu. În continuare, nu e semnat, adică a semnat în alb Dragoș Grigore cu Rapidul, e în cantonament, înțeleg că la spate nu stă foarte bine și rămâne de văzut dacă va face față. Ar fi o soluție Dragoș Grigore să revină la Dinamo, să ajute Dinamo. Crezi că ar mai putea, după ce a jucat un an la Rapid, ai vedea o problemă cu chestia asta? Da, nu vă nicio problemă. Nu. Nu vă nicio problemă. El Dinamo vis cu state vechi, mă rog, a jucat la Dinamo perioadă lungă. A plecat. Da, nu văd nicio problemă. Dacă își mai dorește, da. Dacă are probleme cu spatele, cum? La Rapid nu mai poate și poate la Dinamo? Sau? E bună și asta, într-adevăr. Rapidul s-ar bătea la titlu, la play-off. Dinamo, na. Poate și-ar dori un jucător de cred. Experiență. Eu în cred apărare. Că o să rămână. Dacă ai spus tu, dacă am spus, a semnat contractul, nu a fost înregistrat încă la ligă. Să vedem până pe întâi. Înțeleg că ar fi un deadline, dacă va semna sau nu. Dacă va fi
da, sau nu activat contractul care este semnat în alb, cum spuneam. Da, nu știu. E problema că trebuie să ei discută, dinamoviștii discută, da? Cât să ții, cât poți tu să ții, tu ești fotbalist. Ei, nu poți să ții. Cât să ții un jucător în joc de glezne? Până nu să... poți, nu poți, pentru că tu ca jucător îți dorești să pleci în antrenament cu echipa, să te antrenezi. Nu poți să stai. Da, pot să spun ție că stau, dar eu mai vorbesc cu două, trei echipe. Nu? Îți cauți un backup, 100%. Nu? Și dacă oamenii zic, haide, vino, că nu mai putem să te așteptăm, te duci la ceva ce ai sigur, nu? Chiar și la Liga a doua. Exact. Nu? La o Chiajna, la o, cine mai plătește, un Brașov, nu știu, cine își dorește să promoveze acum, anul ăsta. Acum, na, depinde, pentru că, pentru că Liga a doua începe mai târziu, știi? Adică pe cei din Liga a doua mai poți să-i amâni. Corect. Pentru că încep mai târziu campionatul. Dar dacă ai tot din Liga 1? Te sună Petrolul, te sună dacă Cluj. Ai tot, asta am spus, dacă ai tot din Liga 1? Da, interesant că n-au apărut încă nume. Deci se lucrează la Dinamo, ni s-a spus. Din punctul ăsta de vedere, lucrează... foarte bine că n-au apărut nume și că țin pentru ei acolo. Au și o listă de jucători, nu știu, dorim pe X, mai ales X, dacă a venit Gabriel Glăvan, eu sunt convins că el acolo încearcă să creioneze o... Dar, repet, dar e foarte greu când nu ai... Trebuie să ai cuțit și bani. În mână, trebuie da? Să ai și bani. Să tai pâine. Nu poți să aduci doar jucători așa doar de dragul de aduceți. Totuși, vorbim de Liga 1 acum. Vorbim de Liga 1. Au nevoie de jucători și am spus-o și mă repet. Eu cred că au nevoie de minim 7-8 jucători. Dinamo în momentul ăsta. 7-8 titulari. Da. Titulari, da? Deci nu doar să fie în lot. A revenit Ricci Grigore. Uite ce ne zice Dragoș Sterpu. E unul dintre... cei care au candidat pentru o funcție de președinte de DB, Dinamo chiar au pregătite transferuri, wow, puțină răbdare, zice Dragoș. Bine, dacă ne gândim, hai să dăm un singur nume, nu dăm patru sau două. Ghezali și Iglesias. I-a adus Dinamo, a avut o problemă la fel, nu puteau transfera, i-au transferat greu, da, pe finalul, dacă ne amintim, septembrie târziu. Și au fost niște fotbaliști care, ok, au făcut față în Liga a doua, nu știm ce fac în Liga a întâi. Dar s-a speculat că ar putea fi doriți chiar în Liga 1. Deci au reușit niște transferuri foarte cu mâinile bun. La spate legați în Liga 2 și în situația în care erau. Corect. Deci imposibil. Dar au nevoie, nu e. Au nevoie de transfer, asta spun. Au nevoie absolut, de transfer. Absolut, a spus-o și Ovidiu Burcă. Și nici măcar numeric nu cred că sunt acoperiți. Bine, că, în momentul că toată suflarea dinamovistă spune acest lucru, că Dinamo plus în momentul de față au nevoie. Dinamo înseamnă, ok, o să accepte situația că nu se vor bate cu șanse reale la play-off. Dar nu cred că nu-și vor dori să câștige fiecare meci acasă, da, nu vor, siguranță. Nu-și vor dori să se ducă în deplasare. Dar eu cred că automat când semnezi cu Dinamo te gândești doar la victorie. La victorie, eu cred nu? Că există un jucător la Dinamo, da, care intră în teren și spune, ai Doamne ajută să facem un egal astăzi. Și se duc la Petrol în deplasare, dacă aici lângă București se duc 2-3 mii de oameni din București sau 1000 sau cât primesc acolo bilete și se duc, hai să nu luăm multe de la Petrolul sau nu există asta, nu când ești la numele te obligă. Corect. Da, și se întâmplă și la Dinamo, așa se întâmplă și la Rapid, așa se întâmplă și la exact. FCSB. Exact. Uite Rapidul, Rapidul a venit acum un an în Liga 1 doar cu entuziasm. Au luat niște jucători, au reușit, dar au fost niște improvizații, niște ce au putut să aducă așa, corect. Da. Anul trecut într-adevăr, sezonul trecut au mișcat și au reușit să se așeze pe transferuri și pe nume mai importante de fotbaliști.